Rezultatele în urma bacalaureatului de toamnă arată că doar 24% din totalul candidaților la nivel național au promovat examenul. Acest lucru se arată din rezultatele parțiale înaintea sesiunii de contestații. Conform datelor publicate de Ministerul Educației, au promovat 8.290 de candidați dintr-un total de 34.577 de candidați prezenți. În funcție de anul școlar în care au absolvit studiile liceale, 6.156 de candidați promovați provin din promoția 2015-2016, iar 2.134 de candidați provin din promoțiile anterioare. În județul Sălaj, dintre cei 378 de candidați, au promovat un număr de doar 70. Adică 20,37%. Rezultatele sunt asemănătoare în județul Cluj, unde procentul celor care au reușit să promoveze examenul este de 26,8%.